Bine, să facem un pas mai departe și să ne întrebăm care sunt lucrurile pe care noi le-am lăsat în urma noastră în acest an. Ce am făcut noi? Și dacă facem unul, doi sau Dumnezeu știe câți pași înainte, care e moștenirea pe care ai vrea să o lași în urmă la sfârșitul vieții tale pe acest pământ? Moi a avut harul să fie anunțat de Dumnezeu că urmează să moară. Așa că a primit suficient timp de câte înțelegem ca să se pregătească pentru moarte. Noi suntem la sfârșitul cărții de Și din perspectiva sfârșitului, cartea de este pregătirea lui Moise înainte de moarte. Cineva spunea că un tort poate fi feleat în mai multe feluri. Poate că și o carte din Scriptură poate fi împărțită în mai multe feluri. Și vă propun să împărțim în două în această dimineață. Primele 33 de versete sunt Ultimele cuvinte ale lui Moise. Și capitolul 34 este Tăcerea lui Moise. Moise nu mai spune nimic. Sau, în cuvintele cărții, Binecuvântarea, capitolul 33, și Moartea lui Moise, capitolul 34. Aș vrea să încep cu Ultimele cuvinte ale lui Moise. De obicei, ultimele cuvinte pe care le rostește o persoană capătă o semnificație deosebită în inima celor dragi. Ne le amintim mai bine, mai ușor, depunem mult mai puțin efort să le repetăm. Revenim din nou la ele, ne le aducem aminte, le spunem și celorlalți. Și în mod constant ne gândim la ele. Lucrul uimitor pe care îl dezvolte ultimele cuvinte și prin aceasta mă refer de acum la capitolul 33, e că înaintea morții, inima lui Moise a fost plină de binecuvântare. Tot ce spune în capitolul 33 este binecuvântare. Binecuvântarea poporului și binecuvântarea lui Dumnezeu. Mai mult, la o privire mai atentă asupra textului, ceea ce noi numim binecuvântarea poporului, de fapt, este cuprinsă ca niște coperți. De lauda pe care Moise o aduce la adresa lui Dumnezeu. Moise îl binecuvintează pe Dumnezeu. Și aș vrea să citesc cuvintele pe care el îi le adresează lui Dumnezeu. Primele cinci versete din capitolul 33. Aceasta e binecuvântarea pe care Moise, omul lui Dumnezeu, a rostit-o pentru fiii lui Israel înainte de moartea sa. El a zis, Domnul a venit din Sinai și a răsărit peste ei din Seir. A strălucit din muntele Paran și a venit din mijlocul zecilor de mii de sfinți. O lege învăpăiată le-a dat cu dreapta lui. Da, el iubește popoarele. Toți sfinții tăi sunt în mâna ta. Ei s-au plecat la picioarele tale și au primit cuvintele tale. Moi Moise ne-a dat legea, moștenirea adunării lui Iacov. El era împărat peste Ieșurun, când se adunau conducătorii poporului împreună cu semințiile lui Israel. Nimeni nu este ca Dumnezeul lui Ieșurun, care străbate călare cerurile ca să te ajute și care trece pe nori cu măreție. Dumnezeul cel veșnic este un adăpost, iar sub tine sunt brațele lui veșnice. El îi va alunga pe dușman dinaintea ta și va zice, nimiciții, Israel va locui singur la adăpost. Izvorul lui Iacov este în țara grânelor și a mustului, unde cerul lasă să cadă roa. Ferice de tine, Israel! Cine este ca tine? Un popor eliberat de Domnul. El este scutul și ajutorul tău și sabia ta glorioasă. Dușmanii tăi te vor linguși, iar tu vei călca peste înălțimile lor. într fel am putea spune că moartea lui Moise este la fel ca moartea oricărui om. S-a născut, a trăit și a murit. Dar, la o privire mai atentă, e foarte diferită. E semnificativ, diferită, e specială. Pentru că asistăm la moartea unui om care rămâne cunoscut în istorie ca omul lui Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu. Și cred că tocmai această expresie, această descriere, omul lui Dumnezeu, ne arată că puterea uitării de sine este ceea ce l-a făcut pe Moise deosebit. Este ceea ce a făcut ca viața și moartea lui să fie atât de semnificative. Pentru că în fața morții el nu disperă. Nu se ceartă cu Dumnezeu. Nu se mai ceartă cu oamenii, nu le mai reproșează nimic celor din popor. Le-a spus toate avertismentele pe care le-a avut pentru ei. Și-a încheiat toate socotelele, și-a pus în ordine toate relațiile. Și din momentul ăsta, toată atenția lui este focalizată pe Dumnezeu este câștigată de Dumnezeu. Preocuparea principală pe care Moise o are în fața morții este Dumnezeu însuși. Dumnezeu însuși. Martin Lloyd Jones, un predicator din secolul trecut, era convins și el că fiecare creștin are nevoie de un timp, de o pauză înaintea morții. În care să se pregătească pentru moarte, să, ia, să se oprească din toate celelalte lucruri. Și unul din ultimele lucruri pe care i l a spus biografului său a fost acesta: Când ajunge acolo unde sunt eu acum, un singur lucru mai contează. Și acesta este relația ta cu Dumnezeu, cunoașterea Lui. Nimic altceva nu mai contează. Nu mai contează. Și dacă ne uităm în urmă, la viața lui Moise. Înțelegem că Dumnezeu a luat toate lucrurile din viața lui. Cele bune și cele rele. Și Egiptul și Pustia. Și Belșugul și Lipsa. Relația lui cu poporul. Toate lucrurile. Și a făcut din ele instrumente pe care Dumnezeu le-a folosit în atelierul lui. De ce? Ca să-l desprindă pe Moise de pământ. Să-l desprindă de tot ce a trăit până acum. Și să-l cucerească în întregime prin toate astea, Dumnezeu l-a dezlipit pe Moise de pământ și a lipit inima, așa cum am cântat noi, de El însuși, de Dumnezeu, de adevărat acasă. Chiar și de țara promisă i-a dezlipit inima. Ca să-i lipească inima de sine. Și privindu-și viața de la sfârșit, Moise ne arată care e cea mai mare comoră pe care o putem câștiga pe acest pământ și Dumnezeu însuși, relația cu el, relația cu Dumnezeu. De aceea, când Moi se vorbește pentru ultima dată, ultimele lui cuvinte sunt dincolo de dezamăgirile lui, de toate amărăciunile, eșecurile pe care le-a trăit în viață, toate bucurile pe care le-a avut, toate victorile pe care le-a avut. Și un singur lucru mai contează, Dumnezeu însuși. Și de acum, dorința lui și pentru popor este ceea ce ei ar putea deveni atunci când își leagă inima de Domnul. Și într-un mod care nu-i surprins de toate traducerile românești, el folosește un termen poetic pentru Israel, ieșurun, cel drept. Ce ar putea fi poporul în mod ideal când își leagă inima în întregime de Dumnezeu. Și acolo mai se le spune, nimeni nu este ca Dumnezeul lui Eșurun, ca Dumnezeul celui drept, celor drepți, care străbate călare cerurile ca să te ajute și care trece peste nori cu măreție. Dumnezeul cel veșnic este un adăpost și sub tine sunt brațele lui veșnice ce imagine, ce perspectivă în fața morții, ce mărturie puternică, ce nădejde imensă. Tot ce versetele astea și m-am gândit, știam o de înviere? Dumnezeu cel veșnic e un adăpost sub tine? Sunt brațele lui veșnice? Dacă ești drept, dacă ai o relație bună cu El? Capitolul 34 e tăcerea lui Moise. Tăcerea lui Moise. Dar nu tăcerea în sine este frumoasă, ci persoana în fața căreia Moise tace. Moise tace în fața lui Dumnezeu. Tace ca răspuns la vorbirea lui Dumnezeu și probabil, deși textul nu ne spune, Tace în așteptarea următoarei vorbiri a lui Dumnezeu. E cea mai valoroasă tăcere a omului. Tăcerea înaintea lui Dumnezeu. Capitolul are trei părți. E moartea lui Moise, plânsul poporului pentru slujitorul Domnului și e moștenirea pe care Moise o lasă în urma sa, moștenirea pe care o lasă poporului. Primul rând, moartea lui Moise. Moartea lui Moise. Nu știu dacă v-ați gândit cum o să fie înmormântarea voastră. Dacă ați discutat cu cei dragi, cum ați vrea să fie la înmormântarea voastră? Rob Moll, într-o carte superbă, Arta de a muri, spune că asta e cea mai grea conversație pe care am putea să o avem vreodată să-l întrebăm pe cel drag, cum ai vrea să fie ultimele zile din viața ta? Care sunt ultimele tale dorințe? Iată cum aș vrea să fie ultimele zile din viața mea, ce-mi doresc eu. Știm foarte puține lucruri despre modul în care Dumnezeu l-a îngrupat pe Moise. Unul din cei mai mari slujitori ai săi, nu știm care au fost ultimele dorințe ale lui Moise, cum și-a dorit să fie ziua în mormântării lui. Dar textul ne vorbește despre o călătorie pe care Moise o face singur cu Dumnezeu. Singur cu Dumnezeu. Și o să parcurgem împreună cu el pașii și locurile pe care le-a văzut. Moise s-a urcat din câmpile Moabului pe muntele Nebo, pe vârful Pisga, în seminția lui Ruben, care este înaintea Ierihonului. Și Domnul i-a arătat întreaga țară de la Gilad până la Dan, țara lui Neftali, țara lui Efraim și Manase, toată țara lui Iuda până la Marea din Vest, Negevul și toată regiunea din Valea Erihonului, cetatea Palmierilor, până la Tsoar. Domnul le-a făcut un tur al țării, i-a arătat întreaga țară. Atunci Domnul i-a zis, aceasta este țara pe care am promis-o prin jurământul lui Avram, Isaac și Iacov, zicând, o voi da descendentului tău. Te-am lăsat să o vezi cu ochii, dar nu vei traversa într-acolo. Moise, slujitorul Domnului, a murit în țara Moabului, după cuvântul Domnului. El l-a mormântat în țara Moabului, în valea care este față în față cu Bet Peor. Dar nimeni nu i-a cunoscut mormântul până în ziua de astăzi. Și asta e o parte din ceea ce vedea Moise de pe vârful muntelui Nebo. O parte din țara promisă. În acest text, în capitolul 34, este o singură voce care se aude. O singură voce care vorbește. Este vocea lui Dumnezeu. Moise tace. Nu mai spune nimic. Poporul plânge, dar plânge în vale, la distanță, în depărtare. Niciun om nu mai vorbește. Nu este consemnat niciun dialog în acest text. Nu avem predică de înmormântare. Dumnezeu face toate regulile, Dumnezeu face toate pregătirile, Dumnezeu însuși îl îngroapă pe Moise. El el face totul. Și pe care la sfârșit un autor anonim Lasă câteva rânduri care sunt sau formează necrologul lui Moise. Nu este nevoie nici măcar de un cititor pentru un necrolog. Nu știm unde era familia lui Moise. Nu avem nicio amintire din partea lor. Niciun cântec, nicio floare, niciun cortegiu funerar. Și acest capitol e foarte scurt, e cel mai scurt capitol din carte. Și totul este despre Dumnezeu, supus lui Dumnezeu. Se dori o astfel de mormântare? În care totul să fie despre Dumnezeu. Țara Lui, muntele Lui, promisiunile Lui, credincioșia Lui, cimitirul Lui, cuvântul Lui, profetul Lui, omul Lui, poruncile Lui, totul să fie despre El. Se ai dori o astfel de mormântare? Nu, dacă viața pe care o trăiești este despre tine, dacă tu ești personajul principal al vieții tale, nu-ți dorești o astfel de mormântare. Da, îți dorești. Dacă viața pe care o trăiești este despre el, dacă el este personajul principal al vieții tale, cererile lui Moise, repetate în carte, de a vedea țara promisă și răspunsul ferm al lui Dumnezeu, niciodată nu se mișcă, niciodată nu îi îngăduie vreun pas mai departe, ne aduce aminte sau ne invită în mod repetat să ne legăm inima de Dumnezeu, nu de oameni, nu de pământ, nu de țara promisă, nu de lucrurile pe care noi le avem. Să ne dorim acolo unde este, să fim acolo unde este Dumnezeu, să fim parte la promisiunile Lui. Dar atât când ne îngăduie El, atât când ne spune El, făcând atât cât ne cere El, cu puterea pe care ne-o dă El, în timpul pe care ne-l pune la dispoziție. Și din cuvintele lui Dumnezeu se sizăm din nou acea atenționare dureroasă care s-a repetat în cartea Deuteronom. Păcatul întotdeauna are conse consecințe și dor sunt dureroase. Te-am lăsat să vezi cu ochii tăi, dar nu vei traversa într-acolo. Și cuvintele astea sunt greu de acceptat. Dar de data asta sunt cel mai greu de acceptat de noi, de cititori. Pentru că Moise nu mai cere să intre în țara promisă. Moise nu mai insistă pe lângă Dumnezeu. Lasă, mă te rog, nu mai face nicio rugăciune. De această dată, Moise nu se mai amărăște. Ce acceptă, trăiește pur și simplu, voia lui Dumnezeu. Cuvintele lui Dumnezeu, reacția lui Moise din acest moment ne provoacă să ne recunoaștem falimentele. Să ne uităm la oricare din oamenii din jurul nostru și să știm că o să ne dezamăgească dacă nu ne-a dezamăgit încă. Și o să ne dezamăgească din nou dacă vom mai petrece suficient timp împreună. Și numai Dumnezeu este vrednic de toată încrederea noastră. Și de fapt, ăsta e lucru pe care îl accentuează textul. Credincioșia lui Dumnezeu aceasta e țara pe care am promis-o prin jurământ lui Avram, Isaac și Iacov, zicând, o voi da descendentului tău și Dumnezeu le-a dat-o. Dumnezeu le-a dat-o. Dar totuși, ce credeți? Cum a fost pentru Moise când a urcat singur pe munte cu Dumnezeu? Oare chiar a fost tăcere de plină? Oare chiar n-a spus nimic niciun cuvânt? Oare nu s-a rugat nimic? Nici măcar în gând? Oare ce se gândea în timp ce urca muntele singur cu Dumnezeu? Mă întreb dacă Moise s-a așteptat ca Dumnezeu să intervină la un moment dat, pe parcurs sau pe vârf. Să schimbe cursul evenimentelor, cum a făcut-o de atâtea ori, să surprindă. Cum a făcut-o de atâtea ori în timpul vieții lui, mai mă știau grămadă din istoria omenirii. Duhul Sfânt l-a inspirat să scrie o parte importantă din istoria omenirii. Dacă într-adevăr a fost tăcere, oare Moise n-a avut așteptarea asta că Dumnezeu să intervină, să schimbe traseul lui? Oare la ce se gândea? Doamne, în Grădina Eden. Ai pregătit haine de piele pentru Adam și pentru Eva, oare pentru răzvrătirea mea nu este nicio jerfă? Doamne, când Avram și Isaac au urcat muntele pe vârf, a avut pregătit un berbec pentru Isaac. Pentru mine nu ai niciunul? Când poporul a păcătuit și a făcut un vițel de aur, mai îngăduit, mai invitat să mijlocesc, pentru mine nu este niciun mijlocitor? N-ai invitat pe nimeni? N-ai chemat pe nimeni să mijlocească pentru mine? Doamne, oare chiar eu trebuie să mai aștept? să promisă a femeii, profetul pe care l-a anunțat prin cuvintele mele, fratele meu, nu va veni. Chiar trebuie să aștept? Nu știu dacă moi s a pus astfel de întrebări, dar știm că păcatul are consecințe dureroase. Și exemplul lui Moise ne învață că cel mai bun loc în care ne putem purta consecințele păcatului este în prezența lui Dumnezeu. Nu departe de el, nu răzvrătindu-ne, nu fugind de Dumnezeu, ci fugind la Dumnezeu și acceptându-i voia. Versetele 7 și 8. Este plânsul poporului pentru slujitorul Domnului. Și totdeauna în mormântările sunt dureroase. Că ești parte la ele, că ești la distanță, înmormântările sunt dureroase. Pentru că înseamnă o pierdere, înseamnă o rupere, înseamnă o smulgere, o rană care rămâne deschisă, o frângere. Cartea sa despre pierderea unei persoane dragi despre drumul prin doliu, Anda Mogu spune că dacă ai avea un singur cuvânt cu care să-l ajuți pe cel îndoleat, acel ar fi plângi plângi. Și a compară moartea cu amputarea unui popor. Și spune, plânsul e ca și schimbarea pansamentului. Fără plâns nu poate fi vindecare, este doar infecție. Nicolas Waltersdorf și-a pierdut, și pierdut, fiul la 25 de ani și l-a jilit mult. Și așa a pus durerea într-o carte, am crezut că o să o citesc repede, pentru că e scurtă, dar nu e așa. De o carte superbă, *Lament for a Son și dedicată memoriei fiului său, Eric. Și el spune, am scris-o cu nădejdea că va fi de folos tuturor oamenilor care o să treacă la fel ca și mine prin Valea Plângerii. Și el spune felul următor, niciodată e atât de dureros să nu mai fie niciodată aici cu noi, să nu mai stea niciodată cu noi la masă, să nu Călătorească niciodată cu noi. Să nu râdă niciodată cu noi. Să nu plângă niciodată cu noi. Să nu ne îmbrățișeze niciodată când pleacă la școală. Să nu-și vadă niciodată frații și sora că se căsătoresc. Tot restul vieții noastre trebuie să trăim fără el. Doar moartea noastră poate opri durerea morții lui. O lună? Un an? Cinci ani? Cu asta aș putea trăi. Dar nu pot trăi cu asta pentru totdeauna. Pentru cei căsătoriți, și Sies lui și Anda Mogo, și autoarea, sau cea care scrie cuvântul înainte cărții Anatomia unei dureri a lui Sieslui, ei spun, moartea unei ființe dragi este o amputare. Când doi oameni se căsătoresc, fiecare din ei trebuie să accepte că unul dintre ei va muri înainte celuilalt. Fiecare dintre ei trebuie să accepte asta. Pentru un părinte, spune Nicolaus Waltersdorf, moartea înseamnă îngroparea viitorului. E atât de greu, spune el, atât de greșit, profund greșit, ca un copil să moară înaintea părinților. E greu să ne îngropăm părinții, dar la asta ne așteptăm. Părinții noștri aparțin trecutului nostru, dar copiii noștri aparțin viitorului nostru. Nu ne imaginăm viitorul fără ei. Cum pot să-mi îngrop fiul? Viitorul? Unul din următorii în rând. El trebuia să mă îngroape pe mine. Concediu de vară, am două cărți cu mine și una dintre, a fost, una dintre ele a fost Artă de a Muri. Dacă am avea o listă cu lecturi obligatorii pentru membrii Bisericii, aș trece acolo arta de a muri. Și am citit-o prima dată în casa părinților mei. De obicei mă bucur să caut cărți pentru ei, să le spun că le-am adus, să le citească, dar de data asta mi-a fost foarte greu să le spun, trebuie să o citiți, amândoi, trebuie să o citiți. Când copiii noștri m-am văzut că o citesc, de fiecare dată au reacționat, amândoi. Matei vinea lângă mine și probabil că citea și el. Chiar despre asta e vorba? Era un fel de curiozitate amestecată cu respingerea, cu revolta, ca și cum amână mai las-o, nu citi. Tot știm că o mormântare e dureroasă, pentru că înseamnă frângere. Cu toate astea, fiecare înmormântare la care participăm e un câștig pentru noi. Pentru că ne pune față în față cu moartea. Ne invită să anticipăm propria noastră moarte. Că nu o să putem evita inevitabilul. Și fiecare înmormântare este un câștig din punctul ăsta de vedere. În termenii scripturii, putem câștiga o inimă înțeleaptă. O inimă înțeleaptă. În mijlocul unei lumi care încearcă să fugă de moarte, să o evite la nesfârșit, și să o evite inevitabilul, putem câștiga o inimă înțeleaptă. Moartea lui Moise. E ocazie pentru întregul popor, sau prima ocazie, ca întreg poporul să-și aducă aminte contribuția semnificativă, valoroasă, imensă, pe care un singur om a avut-o în poporul lui Dumnezeu. Să o plângă și să o celebreze, moștenirea pe care acel om a lăsat-o în urmă. Mod evident, textul ne arată că Moise n-a murit din motive medicale. N-a murit nici de bătrânețe, nici de boală. Și pur și simplu, pentru că Dumnezeu i-a spus, până aici, atât a fost timpul tău, hai, la, hai acasă. Moise era în vârstă de 120 de ani când a murit, însă vederea nu slăbise și vigoarea nu-l părăsise. Fiul lui Israel l-au plâns pe Moise în câmpiile Moabului, 30 de zile. Apoi zilele de plâns și de bocet pentru Moise s-au încheiat. Și după aceea, în ultimele versete ale cărții, este moștenirea lui Moise ceea ce Moise a lăsat în urmă poporului său. Iosua, fiul lui Nun, era plin de Duhul Înțelepciunii, deoarece Moise își pusese mâinile peste el. Fiii lui Israel au ascultat de el și au împlinit ceea ce a poruncit Domnul prin Moise. Nu s-a mai ridicat în Israel niciun profet asemenea lui Moise pe care Domnul să-l fi cunoscut față în față, față în față. N-a fost nimeni ca el în ce privește toate semnele și minunile pe care Domnul l-a trimis să le facă în țara Egiptului, împotriva lui Faraon, împotriva tuturor slujitorilor lui și împotriva întregii lui țări, în ce privește toată mâna puternică și toată teama cea mare pe care Moise le-a arătat sub ochii întregului Israel. Care e moștenirea pe care Moise o lasă în urma lui? În primul rând, un înlocuitor plin de Duhul Înțelepciunii. Asta e lucrul, sau primul lucru pe care textul menționează că Moise îl lasă în urma lui. Și gândiți-vă cât de solemn sună misiunea Bisericii noastre în ziua înmormântării, în ziua morții. Prin puterea lui Hristos să fim și să facem ucenici asemenea Lui, sporind și contribuind la cunoașterea Lui Hristos și încurajându-ne la ascultarea de El. s a făcut ucenici care au semănat cu Dumnezeu, l-au ascultat pe Dumnezeu. Și perspectiva zilei morții ne invită să evaluăm care este moștenirea pe care noi o lăsăm în urma noastră. Ce lăsăm sau cât de mult ne-am însușit misiunea pe care Domnul Isus ne-a încredințat-o ca și urmașa Lui, ca și biserică a Lui. Pentru că asta e cea mai mare moștenire pe care o putem lăsa în urma noastră. Ucenici a Lui Hristos. Să ajutăm pe cineva, pe oricine, să semene mai mult cu Hristos, să-L cunoască mai mult pe El, să-L asculte mai mult pe El. Zilele trecute mi-am dat seama că ar trebui să-mi schimb rugăciunea pentru copiii mei. De obicei, fiecare zi în care îi las la școală, mă rog pentru protecția lor. Mă rog să aibă discernământ, pentru că în fiecare dimineață citim un capitol din Cartea Proverbe și vorbește despre înțelepciune, vorbește despre discernământ. Mă rog să fie o influență bună în clasa lor. Dar lucru care cred că e deasupra tuturor sau care le cuprinde pe toate astea, e ca ei să fie ucenicii lui Hristos, slujitorii lui Hristos. Pentru că dacă sunt asta, sunt cel mai bine păziți. Sunt cea mai bună influență. Au cel mai puternic discernământ. Al doilea lucru pe care Moise îl lasă ca moștenire este încredere. Încredere în poruncile lui Dumnezeu. Binecuvântarea din capitolul anterior, din capitolul 33, Include o celebrare a moștenirii pe care Moise a lăsat-o poporului prin harul lui Dumnezeu. Moise ne-a dat legea, moștenirea adunării lui Iacov, spune versetul 4 din capitolul 33. Și capitolul 34, versetul 9: Fiul lui Israel a ascultat de el, a ascultat de Iosua și au împlinit ceea ce i-a poruncit Domnul prin Moise. Moise. Le-a lăsat legea ca moștenire. El a plecat, dar legea lăsa, a rămas în mijlocul lor ca o moștenire scrisă pentru toți, pentru fiecare generație. Și înmormântarea lui Moise a fost o ocazie de a celebra moștenirea și încrederea lui Moise în poruncile lui Dumnezeu, de a le face personale, de a le însuși. Moise a fost omul prin care acea generație a că cel mai important lucru este să-L iubești pe Dumnezeu din toată inima. Să-L iubești pe aproapele tău, ca pe tine însuți. În al treilea rând, moștenirea lui Moise este imaginea, imaginea vie, modelul unui om pe care Dumnezeu l-a cunoscut față în față. imagine care e apogeul a, a ceea ce noi ne-am putea dori, apogeul dorințelor noastre. Și cartea de Deuteronom ne spune, s a fost unic. N-a fost niciun om, nu s-a ridicat niciun om ca și el, pe care Domnul să-l fi cunoscut față în față, care să se bucure de, de, acest privilegiu, de această intimitate cu Dumnezeu, să-l fi cunoscut față în față. Și asta e o promisiune pe care și noi o așteptăm să se împlinească în dreptul nostru. Apostolul Ioan ne spune în prima sa epistolă, în capitolul 3, Preobiților, acum suntem copiii a Lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Pentru că îl vom vedea așa cum este, îl vom vedea așa cum este și vom fi, vom fi ca El. Cum îți imaginezi că va fi întâlnirea ta cu Dumnezeu? Să-L vezi pe Iisus? față în față. Pe cel care a murit pentru păcatele tale. Să auzi vocea celui care ți-a întins mâna ca să-ți ierte toate păcatele, care te cheamă să fii ucenicului, să semeni cu el. Ce îi vei spune? Cum să-i mulțumești? Sau ce să te rogi celui care ți-a dat toate lucrurile bune sau pe care le poți face în viață? Cum să le răsplătești pe cel despre care Scriptura ne spune că va șterge toate lacrimile din ochii poporului său? Astfel de întrebări vin și mai puternic în ziua unei înmormântări. Pentru că în mod instinctiv ne întrebăm, unde este cel drag? Care e frumusețea pe care el deja a ajuns să o vadă? S-a dus la Domnul. Dar ce înseamnă asta? Că s-a dus la Domnul cum va fi când eu voi merge acolo. Observați? În ziua înmormântării, în mod instinctiv, anticipăm ce se va întâmpla după mormânt, după moarte. Când o vedea fața lui Dumnezeu, spune si lui vom ști că am cunoscut-o dintotdeauna. Am cunoscut-o dintotdeauna. Și mai în mâna lui Dumnezeu, spune Rob Moll, ceva groaznic, ceva urât, cum e moartea, poate fi transformat într-un lucru frumos și cu scop. Pentru că este următoarea etapă a vieții pentru ceea ce și-au pus credința în Fiul lui Dumnezeu. Gândiți-vă la Moise, dar nu la sfârșitul cărții Deuteronom, ci momentul schimbării la față, când a văzut mult mai mult împlinirea lucrurilor pe care el le-a anunțat. Al patrulea aspect sau componentă a moștenirii lăsate de Moise. Este imaginea unui slujitor unic, dedicat lui Dumnezeu în întregime. Și ultimele versete celebrează rolul unic pe care Moise l-a avut în istoria poporului lui Dumnezeu, în răscumpărarea lui. N-a fost nimeni ca el în ce privește toate semnele și minunile pe care Domnul l-a trimis să le facă în țara Egiptului. Împotriva lui Faraon, Împotriva tuturor slujitorilor lui și împotriva întregii lui țări, în ce privește toată mâna puternică și toată teama cea mare pe care Moise le-a arătat sub ochii întregului Israel. N-a fost nimeni ca Moise. Moise a fost unic, dar nu el a fost răscumpărătorul. Nu prin puterea lui a făcut lucrurile. Moise a fost doar trimisul lui Dumnezeu, agentul uman, folosit de Dumnezeu. Relația lui cu Dumnezeu l-a făcut unic. L-a făcut unic în istoria poporului lui Dumnezeu. De fiecare dată când Moise descrie lucrurile, când Moise însuși descrie lucrurile, el nu vorbește despre sine, vorbește despre Dumnezeu, despre ceea ce Dumnezeu a făcut. Ca și cum Dumnezeu are toată puterea, dar Dumnezeu își cheamă slujitori și le încredințează puterea de care au nevoie pentru perioada în care sunt chemați în slujba lui, ca să îi ducă la îndeplinire misiunea primită. În capitolul 4, de exemplu, în versetul 34, mă se întreabă, folosind aceiași termeni pe care îi avem aici la sfârșitul cărții, a existat vreodată vreun Dumnezeu care să ia o națiune din mijlocul alte națiuni, prin încercări, prin semne și minuni, prin război, cu mână tare, cu braț puternic și cu fapte de temut, mărețe, așa cum a făcut cu voi, cine? Domnul, Dumnezeul vostru, în Egipt, înaintea ochilor tăi. Când Apostolul Ioan descrie rolul unic al lui Moise, el îl recunoaște, îl celebrează, dar imediat, foarte repede ne duce la Isus Hristos. Căci legea, ne spune el în primul capitol al Evangheliei, a fost dată prin Moise. Dar harul și adevărul au venit prin Isus Hristos. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurului fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Și când își încheie cartea, și el ne vorbește despre semne și minuni, dar făcute de Fiul lui Dumnezeu. Isus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea, spune Ioan, au fost scrise pentru ca voi să credeți că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viața în numele Lui. Așa să închei. Aducându-vă aminte că astăzi am stat în fața ultimelor cuvinte ale lui Moise și în fața tăcerii lui, în fața binecuvântării și în fața morții lui Moise. Și împreună ele compun un mesaj, același mesaj. Viața și moartea noastră sunt pe măsura Dumnezeului în care credem, pe care îl slujim. Suntem chemați acum la sfârșit de an și la sfârșit de carte a Scripturii să conștientizăm că întâmpinăm moartea alături de Dumnezeu pe care îl slujim în viață. Întâmpinăm moartea alături de Dumnezeul pe care îl slujim în viață. Și cel mai încurajator lucru pe care îl știu pentru creștini e că nu înfruntă moartea de unii singuri, ci uniți, legați prin credință, de singurul care deja a biruit moartea prin Isus Hristos. Rob Moll spune, Dumnezeu este glorificat atunci când oamenii mor după ce vor fi trăit o viață completă în care au acceptat planul lui Dumnezeu, au sperat la continuarea vieții în Hristos și s-au încrezut în El, cel care le va purta de grijă în călătoria din viața aceasta spre cea viitoare. Convingerea declarată a lui Moise e aceasta. Nimeni nu este ca Dumnezeul lui Eșirun, ca, ca Dumnezeul celor drepți, ca Dumnezeul celor drepți. Și El demonstrează această convingere și prin viața Lui, și prin moartea Lui. Pentru că și în ziua morții Lui, Dumnezeu rămâne personajul principal. Și nu întâmplător faptul că Moise ne lasă acest psalm. Învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Dacă învățăm să ne numărăm bine zilele, nu câștigăm doar noi, ci și lumea în mijlocul căreia trăim, care fuge cu disperare din fața morții. Încearcă să o amâne, să o evite, dar este inevitabilă. Nimeni nu este ca Dumnezeul nostru. Dumnezeul cel veșnic, care e un adăpost. Și sub tine, dacă ești a lui, sunt brațele lui veșnice. Slavă lui!